Întâlnirea noastră de astăzi este despre cum noi, școala și nu doar tradiția, bunul simț de acasă, ci școala, cum te învață școala să te ridici la un anumit nivel al așteptării. Și de aceea am gândit să aducem la oaltă școala și cei care fac turism în zona Târgu Neamț. Doamna Gianina Fedeleș, de la Asociația Ținutul Zimbrului. Doamna Chiper Viorela, tot de la Ținutul Zimbrului. Domnul Stelică Voina, pensiunea la Moșie. Doamna Ofelia Ana Catană, pensiunea Eden. Domnul Francesco Capuano și soția dânsului, Armonia Aristocratic. Domnul Ciprian Bărsan, Asociația Ecolan. Domnul Bogdan Agafiței, pensiunea la cetate. Da, satisfacția pe care o ai atunci când oferi și când îl vezi pe celălalt fericit, cred că depășește efortul. Vreau să felicit echipa managerială, Catedra de Turism și să mulțumesc operatorilor economici din zona, Asociației Ținutul Zimbrului. Dumneavoastră sunteți cei care susțineți turismul și, slavă Domnului, avem un ținut atât de frumos și atât de ofertant, încât chiar putem afirma, da, oameni buni, veniți la noi, în Neamț, aveți ce vedea. Unei oferte care sunt pașii, cum se face o ofertă profesională. Acum, există, turismul e o activitate amplă și are mai multe direcții, are mai multe zone. Tema este generală și de-aia am să încerc să o strâng un pic și am să încerc să o adaptez un pic specificului local. Pentru asta trebuie să înțelegeți că o agenție de turism este de mai multe feluri. Sunt agenții de turism turoperatoare care fac produsul turistic și împachetează. La noi, în Ținutul Zimbrului, este inima Moldovei. De ce pulsează aici? Am fost de multe ori întrebați, ok, dar voi ce mai aveți în afară de Zimbri? Când am construit brandul. Voi aveți Zimbri, nu? Zic, nu, voi n-ați înțeles, noi le avem pe toate. Noi avem mănăstiri, avem turism cultural, avem case memoriale, avem cetate, avem... Noi le avem pe toate, toate tipurile de turism. În România, din păcate, sunt foarte multe, destul de afacere care se fac și persoanele care le fac vor să se îmbogățească a doua zi. Asta nu este posibil. Trebuie răbdare și trebuie foarte multă muncă. Foarte multe persoane pun directori, pun manageri, foarte bine. Dar dacă nu ești prezent acolo, nu funcționează. Încercați să ne axăm și pe partea de turism. Construim momentan unul din cele mai mari spații de cazare din nordul județului Neamț. Avem un hotel de 46 de camere în construcție, de 4 stele, pe care trebuie să-l terminăm anul acesta. Eu o să vă spun câteva comedii și din zona de bucătărie, pentru că sunt și bucătar, și din zona ca și proprietar de pensiuni. Într-adevăr, trebuie foarte multă muncă, dar și foarte multă gândire, că nu numai munca. Munca e bună și munca, dar cu munca nu te poți ajunge la un nivel înalt economic și financiar. Dacă ați observat, și aici mă adresez elevilor de la colegiu, dacă ați observat, toți cei care au vorbit înaintea mea au pus
accentul și au concluzionat că trebuie multă muncă, multă seriozitate, multă determinare și, la fel de important, multă consecvență. Și apoi prăjită. Dar e fasolea costiță? Nu, aici e fasolea costiță. Da, da, e fasolea costiță. Vedem cum a fiert fasolea. Dacă știți că e fasolea, știți să faceți. Doamne, ai făcut acătări. Și pulpa, vă rog frumos, ai făcut acătări. Foarte bine fasolea voastră. Vă spun că arată cam așa cum ar trebui un zis. Dar văd că aveți ceva... Da, și mușcă. Da, da, da. Fasole, boamă de harac. Apoi prezentarea este apetisantă, aranjarea curată, cu ce-i vorba. Uite, de exemplu, ai un cuțit acolo care... Ăla e cuțit bucătării de serviciu, trebuie să stea în spațiu sau dedesubt. Nu stă pe masa bine. O să zic, fii de atenție la modul în care a spus așa, 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 a spus așa,